Și domnilor, cu date de ultimă oră de la ANM, un ciclon mediteranean va aduce furtuni în mai multe zone din țara noastră. Temperaturile rămân neobișnuit de ridicate, însă totuși pentru această perioadă. Alina Șerban, colega mea, meteorolog ANM, este alături de mine cu ultimele date. Alina, așadar, cum ne afectează ceea ce se întâmplă în Europa și ce se va întâmpla la noi în țară? Bun găsit tuturor! Ei bine, așa cum de altfel am resimțit cu toții, ne regăsim sub influența unei mase de aer cald, o masă de aer tropical, care va persista și în zilele următoare în zona țării noastre, astfel încât temperaturile sunt cu mult mai ridicate decât în mod normal avea la această dată. Putem spune că avem diferențe, abateri termice față de un normal al perioadei de 14-15 grade în partea de vest a teritoriului, acolo unde s-au înregistrat maxime de 20 de grade, iar aceste valori se vor înregistra și astăzi, dar și mâine, tot în regiunile respective. Astfel încât în Banat, în Crișana, în Maramureș va fi cel mai cald, vom avea temperaturi maxime, spuneam, ce vor atinge 19-20, poate chiar 21 de grade, dar și în celelalte regiuni va fi mai cald decât în mod normal pentru această perioadă. Temperaturile maxime se vor situa undeva între 10-11 și cel mult 15-16 grade, în condițiile în care în zona extracarpatică vor mai veni și norii din când în când, ceață dimineața și noaptea, poate ușor mai rece pe litoral, undeva la 9-10 grade maxime. Temperaturile minime vor fi și ele mai ridicate decât în mod normal pentru această perioadă. În nopțile următoare vom vorbi de minime pozitive cam în toate regiunile. Excepție va face zona de presionare din estul Transilvaniei, acolo unde vor mai coborî ușor sub 0 grade. Astfel încât în mare parte din țară și din nopțile următoare temperaturile minime se vor situa între 2-3 până la cel mult 8-9-10 grade, la fel cele mai ridicate valori în regiunile vestice. Vorbeai de o depresiune, un ciclon mediteranean activ în zona respectivă în momentul acesta și în zilele următoare de altfel și cu deplasare spre zona țării noastre, dar ne va afecta doar cu o periferie, nu cu partea sa centrală, adică cu intensitate maximă a fenomenelor. Fenomene de altfel ce constau în mod deosebit în averse torențiale și descărcări electrice, fenomene specifice anotimpului cald. Vor veni ploi, precipitații joi seară, joi noapte, vineri, în regiunile sud-vestice, pe arii mai extinse, poate și prin partea centrală a teritoriului țării noastre. În zona montană, în alte, la altitudini mari, se vor transforma în lapoviță și ninsoare, pentru că acolo va fi destul de cald, a fost cald și în zilele anterioare, va fi și în zilele următoare. Un proces de răcire se va resimți cel mai probabil de la mijlocul săptămânii viitoare în toate regiunile, dar se pare că totuși temperaturile vor fi tot mai ridicate decât în mod normal a avea la această dată.